Salut! Astăzi discutăm despre cerebel. Înainte de a intra în detalii anatomice, vreau să te întreb ce funcție are cerebelul. Ei bine, acesta coordonează mișcările voluntare. Cu alte cuvinte, cu ajutorul cerebelului ne putem menține postura, adică să stăm în picioare. Putem să vorbim, putem să ne ținem echilibru atunci când alunecăm pe gheață. Toate aceste activități necesită controlul voluntar al musculaturii scheletice. Acum că avem idee despre funcția principală a cerebelului, adică controlul musculaturii voluntare, putem să discutăm despre detaliile anatomice prezentate în carte. Cerebelul ocupă fosa posterioară a craniului. Acesta este situat în apoia bulbului și a punții, cu care delimitează cavitatea ventriculului 4. Cerebelul are forma unui fluture, prezentând o porțiune mediană denumită vermis și două porțiuni laterale, voluminoase, numite emisfere cerebeloase. Cerebelul este legat de bulb, punte și mezencefal prin pedunculii cerebeloși inferiori, mijlocii și superiori. Vă amintiți imaginea aceasta, în fosa posterioară avem cerebelul și trunchiul cerebral format din bulb, punte și mezencefal. Să desenăm imaginea mai în detaliu pentru a putea înțelege. Avem bulb, punte și mezencefal componentele trunchiului cerebral. Acum schematizăm cerebelul cu porțiunea sa mediană, denumită vermis, și cele două porțiuni voluminoase, denumite emisfere cerebrale. Cele trei piciorușe pe care tocmai le desenez poartă denumirea de peduncul cerebeloși. Pedunculi cerebeloși superiori leagă cerebelul de mezencefal. Pe cerebeloși mijlocii, leagă cerebelul de punte. Iar pe dunculi cerebeloși inferiori, leagă cerebelul de bulb. Acești peduncul conțin fibre aferente, cele desenate cu galben, și fibre eferente, cele desenate cu roșu. În caz că ați uitat, fibrele aferente sunt cele care pleacă. Săgețile galbene arată direcția de transmitere a impulsului. Iar fibrele eferente sunt cele care vin. Săgețile roșii arată direcția de transmitere a impulsului. De exemplu, pe dunculii mijlocii conțin doar fibre aferente. Aferente adică fibre care pleacă de la cerebel. aici schematizăm anatomia cerebelului aceste șanțuri mai adânci delimitează lobii cerebelului după cum urmează lobul floculonodular imediat în vecinătatea bulbului lobul posterior care este evident situat cel mai posterior și lobul anterior cel desenat cu albastru. Șansurile mai puțin adânci din interiorul lobilor sunt denumite lamele cerebeloase. Acesta a fost cerebelul privit din exterior. Este timp acum să îl privim din interior, să vedem ce structură are. Posibil să fi devenit stresant, dar același desen cu trunchiul cerebral. Bulb, punte și mezencefal. Lobul anterior al cerebelului, desenat cu albastru, lobul posterior, desenat cu galben, și lobul floculonodular, situat în vecinătatea bulbului, desenat cu cărămiziu. La exterior se află substanța cenușie, care formează scoarța cerebelului. Scoarța cerebelului înconjoară substanța albă din interior, care are aspectul unui arbore cu coroană, căpătând astfel denumirea de arborele vieții. În interiorul substanței albe se găsesc zone de substanță cenușie care formează nucleii cerebelului sau nucleii cerebeloși. Extirparea cerebelului produce scăderea forței voluntare și diminuarea tonusului muscular. Dar după câteva luni, scoarța cerebrală preia funcțiile cerebelului, și astfel dispar simptomele. Consider că e suficient pentru astăzi. Ne auzim pe mâine când vom vorbi despre diencefal. Papa!